Ce sport faceți de aveți mânurile bandajate? E tata nețovă, dialul. Să nu ziceți că ați pornit la colinda de pe acum. Câte goluri ai dat? Bravo, 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 mă. Aliniatul e agravant. Acest clip e făcut către primăria județului și municipiului Cluj, special către doamna care se ocupă cu parcările din cartierul Mănăștur. Uitați, doamna, aceste parcări nu știu cum îs date și cum îs pusă spre o rânduire. Uitați, mașină de Ilfov. Deci mașină de Ilfov. Nu vreau ca să arăt alte mașini. Dincolo, mașină de Alba. Acum, întrebarea mea îi. Ăia vin din București, din Brașov, din Buzău și au parcări aici? Ce se întâmplă, doamnă? Și eu, cu patru mașini, eu nu am numai o singură parcare. Înțelegeți? Uitați și acolenia. Ăsta-s de Cluj, dar înghesuite tăche. Nu le faceți la oamenii ăștia acolenia o băncuță? Vă face băncuță? A? Vă face? Nu vă face? Acum întrebarea mea îi. Aici, în blocurile astea, îs o groază care și-o dat apartamentele în chirie și o venit, n-avem treabă, elevi, studenți, în chirie, dar cu mașini. Ei s-au dus la țară și-o dat parcarea la elev, la student. Chiar dacă ei și-o vândut mașina, nu mai avut mașină, sau știu eu ce-au făcut. Alții și-o vândut apartamentele și le-au vândut apartamentele domnă și o lăsat în continuare să se plătească pe numărul de matricular a mașinii, să plătească parcarea și-o dat parcarea în refolosința celui care a cumpărat apartamentul. Uitați, Bistrița Năsăud, n-avem treabă, doamnă, dar aici, după cum vedeți, cam îs mari mijmașuri. Sunt foarte mari mijmașuri, sălaj. Vedeți? Și o zis încă că o retrocedat parcarea pe 25 de ani. O retrocedat. Uite, eu n-am parcare. Vedeți? Am o parcare acolo singură. Pe 25 de ani. Ia să vedem ce mai este pe aici. Uite. Și doamna a venit în bloc. De când stați în bloc, doamna? De câți ani? Nu-i drept. De 5 ani. De 5 ani. Stă în bloc și cum a venit în bloc, cum a primit parcare. Uitați, Buzău, Brașov. No. Spuneți-mi, cum îți doamnă cu treburile astea? A? Doamna, parcarea numărul 1 și parcarea numărul 2. Buzău și Brașov. Ziceți. Eu acum nu mai vreau ca să întreb, n-am treabă cu oamenii. Parchează, dar ce facem? Noi proprietarii care suntem de atâta timp și suntem pe nume, pe tot, ori cineva din primărie îi care, nu vreau să acuz, care îi dă câte o prăjitură, primește câte o prăjitură și să face manevră? Asta e întrebarea. A? Vă salut! Salut, salut! Sunteți locatari noi? Da. Nu lucrăm acela. În chirie? A, lucrați? Da. Bun. Salut. Înțelegeți? Deci oamenilor, doamna, domnul primar, doamna primăriță, face ore aici? Da. Da? Ce, ore de ce? De cant? De ce? Ha? Română. A, de română. Bun. Mai face cât e un profesor bani. Luați-l. Luați-i. Luați-i că face la negru bani. Profesorii. Și după aceea merg și zice că scumpe medicamentele, că nu găsesc medicamente, că știu eu, scumpe titile și una alta. Vă rog foarte frumos să vă sesizați domnilor de la primărie, pentru că nu vreau să intru în alertă de gradul 3. Mai ceva ca în Japoronie și în Băstroie. Nu vreau să intru în alertă de gradul 3. Am una, două, trei mașini.
trei mașini am, eu și o conașă, eu am parcare, o conașă n-are parcare. Uitați cum ești intră. Ni. Și dacă îi cauți, majoritatea stă în chirie. Vrei un foto cu tata Nelson? Bagă mare. A, vă, la că ție, tata. Așa, vă. Succes la școală. Înțelegeți? Deci vă rog foarte frumos, Petrica, nimic, Petrica, nimic. Petrica ar putea bă, vă știți ce-o zis unul? Că o retrocedat parcarea pe 25 de ani. Bă, dar ce-i ăsta? E beci? Ce-i? Petrica! Cred că Petrica e în pat. N-aude Petrica. Dorme! S-o mișca ferea. Petrica! Fumezi, bă! O zis doctorul să nu fumezi, mă! Bă, vrei să te pierd? Bă, Petrica, ce facem cu parcările, mă? Ce? Păi uite-te, își vând ăștia apartamentele și dă parcarea la ăla care o cumpără. N-ai voie? Păi, dacă are ce are la... Nu știu, mă, n-are. Nu, normal și legal, ai vândut apartamentul, parcarea ai pierdut-o, salut. Pentru că parcarea e pe mașină, pe numărul de mașină. Da, da, așa. Vezi? Păi și atunci, dacă cumperi apartamentul, cumperi și mașina, să-ți rămână parcarea. N-are legătură mașina, că e pe nume. E pe nume, păi și atunci cum? Uite-te, bă, vin o groză. Vin o groză, nu mai zici că sunt... Cine? Hă? Păi numai, stai așa, că îți spui eu. O zis că a retrocedat parcarea pe 25 de ani. Parcarea aia numărul 1. Uite aia de acolo, a cui aia de Buzău? Jeep-ul ăla. Ha? Vecina ție, mă. Care? Deasupra. Deasupra mea? Nu deasupra ta. Deasupra bătrânii. Vis-a-vis de mine. Vis-a-vis de mine? Da, și no. No. Aia vis-a-vis de mine, o vini la mine și o zis Nelson. Vezi că am cumpărat apartamentul de dincol? Să vii să-ți iei mașina, că parcarea e a noastră. Mă, nu știu, mă. Dar tu știi ce să-i ceri. Să-ți aducă hârtiile cu contractul de la primărie. O zis că e retrocedată parcarea, bă, eu de când? Eu umblu după aia de nu știu când. Umblu de 2 ani de zile. Da, nu, nu, mă, are un contract eliberat de primărie, tu cere să ți-l arate ție în față. I-am spus la Leana, mă. Dar nu numai. Bun, și dincolo mai este încă una de nu știu ce, de Ilfos. Dar importanță unde? Și încă o mașină. Păi unde, mă, ăștia vin, mă, mâncați așa? Vine cineva pe locul și la tine, trebuie să-i arăți contractul ăla, precontractul ăla de închiriere. Care ai contract provizor. Bă, eu nu știu cum o cheamă pe doamna cu parcările din mănășturi, doamna Crenguța, sau nu știu cum o cheamă, doamna Crenguța, să rumâna. Vă rog frumos că de nu toată viața mea până mor, dacă nu, numai de primărie mă țușei de ele. Păi nu se poate așa ceva, mă. Păi fii atent, mă, Petre, mă. Oamenii își închiriază apartamentul și pleacă la țară și îl lasă pe ăla să vie cu mașina aici. Nu se poate. Păi uite că se poate. Aia de la Tricumus. Păi legal nu se poate, de aia rog poliția să se sesizeze. Că dacă nu, nu vreau să... Ce? Să-ți arate ție contract. Am zis să-mi arate și-o zis că nu. Și-am zis că mă duc... Da, uite, eu dau telefon la primărie, la poliție, nu știu. Dar nu se poate, mă. Vreau să știu, primiți șpagă? Vi să dă șpagă? Nu-i drept, că numai așa se face. După șpagă, mă. Ha? După șpagă. Păi pe ce? Că legal nu a avut după cum îi lege și cunosc eu. Păi mă, omule, eu stau de 30 de ani în blocul ăsta și să nu am încă o parcare, mă. Dacă ai depus cerere, nu? O depus. Nu, și? Nimic. Păi vezi ăla, dacă ala pe care, în locul unde ai lăsat mașină, ăla cere să-ți arate. Dom'le, arată-mi
Da, mă, dar eu nici pe parcarea aia n-am dreptul. Eu am vrut să la primărie, am făcut poză, am avut vreo 5 luni și am zis, domnule, zic că ăsta, nu știu, tot o închiriază igolă. Când o mașină, când alta, ăsta nu, tot dă apartamentul în chirie și nu mai loc. Și o zis să vedem ce se poate și acum mă trezesc că o luat ăștia parcarea. Nu, băi, tu trebuie să suni și întreabă pe aia, sună la poliția primăriei, că te informează. Aha. Păi, domnule, uite, la strada așa, așa, la un număr acolo. Dimineață-s la primărie. Exact. Și aici în Mănășturi. Nu, mă, la primăria din Cluj. Da? Acolo mă duc. Dar mă, omule, de ce nu vii la un cafea la mine, la un suc, bă? Când? Șamu. Păi vin, mai târziu. E? Da. Te aștept? Hmm? Te aștept? Da. Bun. Hai să mă înveți ce să fac. Vă rog frumos, doamna care vă ocupați cu parcările, să rămân, am vorbit cu dumneavoastră. Vă rog să anihilați situația. Vă rog foarte mult să o anihilați. Pentru că noi ce trebuie. Noi ce trebuie. Așa ceva nu se poate. Uită-te. Dar uită-te, cum intră la mașină. Fiți atenți, cum e ăsta. Uitați cum sunt mașinile parcate. Ca să vedeți cum s-au făcut parcările aici. Încă aici, hai că mere cum. Uitați cum s-au făcut parcările. Ia. Uite. Vedeți? Ia. Uitați-vă, a? La Bajocură s-au făcut parcările. Așa ceva pe parcări, domnule, faci parcare ca și în străinătate.